Bine v-am regăsit. Avem un nou membru în atelierul meu. Este vorba despre un ciocan rotopercutor de la Bosch, modelul GBH228F. Am dat ciocanul rotopercutor de la Makita. Aș minți dacă aș spune că nu eram mulțumit de el. Chiar îmi plăcea foarte mult și mergea foarte bine. Însă mi-am dorit ceva un pic mai puternic și m-am schimbat pe Bosch pentru că am găsit o ofertă foarte bună la modelul ăsta și este și un pic mai puternic. Ăla era de 2,7 și ăsta este de 3,2 juli. În plus are și mandrina interschimbabilă pentru burghie cu coadă cilindrică. Vine într-o valiză din asta de plastic, așa cum o vedeți în imagini. Nu este o valiză de tip L-Box. E o valiză specială, așa spun ei. Are niște piciorușe aici, ca să poată fi așezată foarte comod în felul ăsta. Dar nu are sistemul din acela de suprapunere, una peste alta. Este o valiză destul de solidă și de mare. Nu știu dacă aș fi preferat mai mult valiza de tip L-Box, dar îmi place foarte mult și aceasta. Haideți să vedem despre ce model este vorba. Deci îl avem aici în această imagine. Așa cum v-am spus, este de 3,2 juli, modelul GBH228F cu mandrina interschimbabilă, tot de la Bosch. Arată și aici pe această etichetă, o valiză foarte simpatică, cu sigla. Mai avem și aici deasupra câteva indicații tehnice, să spun așa. Este un model cu vibration control, 880 de W și mai are tehnologia kickback control. O să vă explic imediat despre ce este vorba. Haideți să vedem ce avem în această valiză și cum arată produsul. Deci așa se prezintă în valiză. Avem manualul. Peste care voi arunca eu un ochi. Așa, să văd dacă sunt ceva chestii pe care trebuie să le știu. Mai este o lavetă din asta Bosch pentru curățat. Nu folosesc eu așa ceva, dar este în set. Aici este mandrina interschimbabilă despre care vă spuneam, SDS Pro, cu o deschidere între 1,5 și 13 mm. Se montează destul de ușor, o să vă arăt imediat. Aici sunt modelele cu care este compatibilă această mandrină. Mandrina asta nu mai ia singură, am văzut că e undeva peste 200 de lei. Mandrină metalică. Are un inel aici care se învârte. Este o chestie foarte bună atunci când ating undeva o suprafață. Ca să nu zgârie mandrina, inelul ăsta va rămâne pe loc, iar mandrina se va învârti fără probleme. Deci este un model cu prindere cu bacuri din astea. Un sistem mult mai bun decât alea clasice cu cilindrul ăla SDS. Mandrina foarte calitativă. Metal integral. Destul de grea. O să îmi fie foarte folositoare atunci când vreau să găuresc în mod normal cu ea. Mai este un limitator de adâncime în valiză și avem, bineînțeles, și ciocanul. Haideți să-l scot ca să putem să ne uităm mai bine la el. Ok, deci
Ciocanul este acesta. După cum v-am spus, este un model de 3,2 juli cu mandrina interschimbabilă. Mandrina se schimbă destul de ușor. Are un inel aici care trebuie tras în jos, înspre mașină, și mandrina SDS este foarte ușor și pot să o introduc pe asta de la pentru burghiele cilindrice. Ați văzut, este un sistem foarte ușor și merge foarte bine. Tot în același mod o înlocuiesc și pe asta cu cea pentru burghie cu tip SDS. Are un selector pentru 3 funcții. Deci aici avem găurire normală, găurire cu percuție și funcția de dăltuire. Iar între astea două mai este o treaptă intermediară care permite rotirea dălții pentru poziția la care avem nevoie să poziționăm dalta. Un buton care merge foarte ușor. Mai scrie aici Bosch Hammer. Aici avem Vibration Control. Este o tehnologie care face ca mașina să aibă vibrații cât mai puține. Iar la fel mai avem aici marca și o etichetă care scrie modelul și Heavy Duty. Aici este selectorul pentru sens stânga-dreapta, care poate fi acționat și de pe partea stângă și de pe partea dreaptă. Întrerupătorul, care este unul sensibil, adică va tura în funcție de cât de tare este apăsat, și un buton de blocaj aici, care o să blocheze întrerupătorul pentru lucrări îndelungate. Deasupra avem o parte a carcasei care este metalică, cu încă o etichetă pe care scrie Kickback Control. Mânerul principal este cauciucat și asigură o prindere foarte bună, pentru că este foarte aderent la piele. Aici în capăt cordonul are ca un fel de bilă așa, o chestie foarte bine gândită pentru a solicita cablul cât mai puțin. Vedeți, acesta o să se miște în funcție de cum mă mișc eu cu aparatul și în felul ăsta o să îndoi cât mai puțin acest cablu de alimentare. Pe cealaltă parte, și cum v-am spus și mai devreme, schimbătorul, la fel sigla de la Bosch, încă un scotch, niște fante de aerisire. Și aici avem o etichetă cu câteva detalii tehnice. Ne arată grosimea burghielor pentru găurit cu percuție între 4 și 28. Mai sus materialele la care putem să o folosim. Beton, cărămidă, fier și lemn. Poate găuri cu carote cu un diametru între 40 și 68 de mm în cărămidă. În fier poate găuri cu burghie normale până la 13 mm și în lemn până la 30 de mm. Este un aparat destul de greu, mai ales că îl țin cu o singură mână ca să pot să vi-l prezint. Mânerul suplimentar se poate răsuci la 360 de grade în jurul aparatului, desfiletând acest mâner, și îl pot poziționa exact în poziția în care am eu nevoie, după care strâng, înfiletez înapoi mânerul, iar limitatorul de adâncime se introduce aici, în acest spațiu, apăsând această porghie roșie, și dacă vreau să-l fixez, eliberez porghia și el rămâne blocat. Tot în același mod se și
scoate. Iar pe spate avem o etichetă pe care scrie câteva date tehnice. Deci are, așa cum v-am spus, 880 de W, 1300 de rotații pe minut, probabil că sunt acelea, 13 mm deschiderea mandrinei și este făcut în Germania, Made in Germany. Nu o să-l pun la probe în material în acest clip. O să fac unul separat, cât de curând, în care o să-l și testez. Văd și eu cum găurește, în special în beton. O să-l bag în priză, să-l acționez, să-l auzim cum merge și vreau să vă explic ce înseamnă kickback control ăsta de aici. Practic este un sistem tehnic, o tehnologie care oprește mașina atunci când burghiul se îngrădește undeva, ca să nu dea mâna peste cap sau să nu distrugă mașina. Atunci când simte o îngrădire în material, de exemplu într-un fier beton, într-un perete din beton, se oprește. O să vă arăt imediat, o să încerc să-l acționez. Hai să vedem un pic. Deci, găurire normală. Găurire cu percuție. Hai să vedem treapta asta intermediară despre care vă spuneam. Deci practic va permite rotirea dălții în poziția la care am nevoie, după care o să-l dau la dăltuit. Ok, hai să încerc să vă arăt cum funcționează sistemul ăsta, kickback control, dacă o să și reușesc. În practică despre asta era vorba. Este o funcție care este foarte utilă. Mie mi s-a mai întâmplat acum vreo un an și ceva. Foloseam un rotopercutor, cred că era vreo chinezărie, nu mai mi-aduc aminte exact. Și am găurit, am vrut să prind grinzile pentru terasă, în grinda de beton. A dat acolo de un fier beton și s-a îngrădit, s-a dat peste cap de vreo câteva ori, a rupt cablul înăuntru, a trebuit să o desfac, să o repar. Și plus de asta e și foarte periculos, că era cât paci să cad eu de pe scară. De asta, bă, este un sistem foarte, foarte bine gândit. Când s-a îngrădit, s-a oprit, deci pot să dau și cu o singură mână, deși oricum nu este recomandat, indiferent de sistemul de siguranță, dar e o chestie bună, adică se văd și la preț aceste îmbunătățiri tehnologice. Aș fi putut să-i fac o probă, cel puțin în metal, cu mandrina asta interschimbabilă, dar sincer să vă spun, la mine un pic dezordine aici, că tocmai m-am apucat să fac și un pic de curățenie și să-mi aranjez un pic și nu găsesc niciun spiral acum, dar în clipul următor, când o să-l supun la test, atunci o să fac și testul de găurire cu această mandrină pentru burghie normale și bineînțeles o să-l testez și cu câteva burghie de beton. Nu știu dacă am omis ceva destul de relevant referitor la acest produs. Rămâne să-l mai vedeți, așa cum v-am spus, în clipul următor, când o să-i fac testul. Ca atare, noi o să ne reauzim într-un clip viitor, destul de apropiat. Până atunci, ca de obicei, eu vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine!